Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. Undeva prin august anul trecut, la un post de televiziune central în București, foarte aproape de Piața Palatului, rula o știre: svastica pe Palatul Regal este o treabă ilegală, interzisă în mod explicit de mai multe texte. Se afla în cele din urmă, în coada știrii, o repetiție pentru un film care s-ar fi numit Barbari și era regizat de Paul Negoescu. Zic bine, Paul Negoescu? Au fost, de fapt, mai multe intervenții pe mai multe posturi TV în seara aia. Problema fiind următoarea: la repetițiile care se făceau acolo, echipa care se ocupa de proiecția de imagini pe clădire, pentru că în interiorul filmului e un spectacol de reconstituire istorică, militară, și în acest spectacol se folosesc proiecții pe clădire, pe Palatul Regal. Deci echipa venită din Cehia făcea niște repetiții și au proiectat la un moment dat o svastică care avea un rol în spectacolul din film. Un cetățean sau mai mulți cetățeni vigilenți, ceea ce e într-un fel de admirat din punctul meu de vedere, au filmat cu telefonul mobil și au trimis mai multe posturi de televiziune. Rareș Bogdan s-a oprit atunci din directul pe care așa a spus, e incredibil, Palatul Regal, vă dați seama, Palatul nostru Regal se proiectează svastici, sunați la primărie să vedem ce se întâmplă. În aceeași seară, pe B1 sau nu știu pe unde, pe ce post s-a dat știrea de care vorbești, unde, dacă în cazul cetățenilor, până la urmă, reacția lor mi se pare de admirat. Vezi o svastică undeva și spui, băi, nene, nu e în regulă să fie asta. Sunt la televiziune, habar n-am. Dar jurnaliștii mi s-au părut, cum să spun, de trimis la școala profesională, în cel mai bun caz. Adică nu se poate ca tu să preiei chestia aia, să o transformi într-un fel de senzaționalism ieftin, ca la final să-și dai și niște informații. Cu vorbele unui coleg de la un post concurent, școala ajutătoare de presă, dar s-o fi prins până în momentul de față, filmul are titlul Mi este indiferent dacă în istorie vom intra ca barbari. Regizor este Radu Jude, aci de față, unul dintre vechii noștri prieteni, iar filmul are, aș zice, potențial exploziv în anul centenarului. Și dacă îmi permiți, Filip, o să mă transform într-unul din personajele din film. Am văzut deja filmul. O să întreb regizorul, o să fie un personaj care își întreabă regizorul, dar de ce masacru de la Odessa? De ce ăsta e subiectul filmului și de ce nu știu, represiunea comunistă? Sfinții închisorilor, nu știu, da. Un subiect de felul ăsta. Asta e o întrebare care apare foarte des, de fapt. Michael Shafir a și teoretizat într-o carte care cred că se numește Între negaționism și trivializare prin comparație. Și o întrebare care, sigur că uneori e inocentă, de cele mai multe ori nu e. De cele mai multe ori aducerea în discuția unui episod care provoacă anumite crampe mentale e întâmpinată cu acest da de ce nu despre altceva. Și de obicei, cum în istoria României a existat nu doar o dictatură militară, fascistă și o dictatură legionară, dar și o foarte lungă dictatură comunistă care e mai aproape de noi, cumva oamenii au senzația că asta ar trebui discutată prima dată și să lăsăm lucrurile alea istoricilor. După aceea, Ion Vianu pomenea la un moment dat ceva foarte interesant. A fost o oareșcare polemică acum niște ani buni, o polemică unde Ion Vianu a comentat faptul că mulți intelectuali români, cei mai celebri și din film și din eseistică și așa mai departe, luau apărarea Eugeniei Vodă, care lăsase pe Cristoiu parcă să delireze omagiindu-l pe pro-antonescian și așa mai departe. Da. Nu cred că doar pe Corneliu Zelea Codeanu și pe Naia Ionescu și așa mai departe. La care, în fine, s-a răspuns, ai puțin, dar nu știu, CNA-ul i-a dat un avertisment emisiuni respective și lumea intelectuală s-a raliat în frunte cu domnul Liceanu și cu cineaștii români de frunte și mai departe. Și Ion Vianu a intervenit atunci în polemică cu un text foarte bun publicat în Observator Cultural, unde amintea că, de fapt, toată chestia asta pornește de la Monica Lovinescu, care în 90 spunea, dragă, hai să nu mai vorbim despre... Trebuie să ne uităm cu comunismul, că asta e ce a distrus România, aici e riscul cel mai mare.
E, și iată că vedem acum că riscul de comunism nu există. Nu pare să naționalizeze nimeni Vodafone sau Orange curând, dar apariția mentalităților mai mult sau mai puțin fasciste, mai mult sau mai puțin asemănătoare... Quasi-fascistele, aș zice. Da, cu cele de la sfârșitul anilor 30 și anilor 40 au apărut în forme diferite și ne le vedem acum. Filmul e lansat de curând în cinematografie. Au existat reacții adverse care să... Nu știu, să te sperie? Nu, să mă sperie nu. Aici l-aș cita pe Florin Iepan, care a făcut un documentar cu același subiect și Florin mi-a zis două lucruri după ce a văzut și filmul. Mi-a zis, stai liniștit că e atât de complicat filmul încât ăștia care ar avea o problemă cu el nu o să-l înțeleagă și o să iasă din sală după când citește personajul din Isaac Babel, au plecat toți. Și chiar dacă mai sunt, zice, să știi că fascismul românesc e foarte soft, așa. Deci noi până și asta am reușit să distrugem, pentru că, și mi-a povestit cum acum ceva vreme a prezentat el filmul meu anterior, Țara Moartă, la Timișoara, și acolo veniseră vreo 2-3 cu gândul să-l întrerupă, să nu știu ce, și Florin a zis, stați, liniștiți, haideți la o bere să discutăm, și le-a dat o bere și chestia s-a terminat acolo, adică. Și cred că așa e. Cred că latră, dar nu mușcă. Ca să citesc din colegul Filip Fascins cu Țambal. Da. Filip, greșesc? Nu, exact asta era citatul. Ai menționat Radu Jude, Țara Moartă. E filmul cel mai recent al tău de dinainte de Îmi este indiferent dacă în istorie vom intra ca barbari. Este, aș zice, în strânsă legătură cu o bună parte dintre temele acestui film și hai să discutăm un pic. Au fost mutually arising, cum zic mai știți. Unul îl anulează pe celălalt sau îl întărește pe celălalt. Acolo era vorba de acea colecție care s-a tot rostogolit pe internet, pe Facebook, da, de fotografii făcute în anii 30 la Slobozia de un fotograf pe nume Costică Axinte. Era însoțită toată această înșirare de imagini cu fragmente din jurnalul unui medic evreu, Emil Dorian, citite de tine. Aici convenția, aș spune, e vizibilă de la bun început. Este o ramă într-o ramă. E un film de propagandă de la intrarea armatei române în Odessa în octombrie 41 în rama ecranului de film, ecranului de cinema. Războiul nostru sfânt se numea. Iată. Da. Și de aici, rostogolindu-se, o grămadă de alte rame în rame în rame, despre care sper să apucăm să discutăm ceva mai pendelete. Semnalizez de la bun început că e vorba de un construct, de o imagine fragmentară, de o, știu și eu, jucărie, poate? Da, adică nu pot decât să confirm ce ai zis și pot să adaug că de fapt a fost varianta cea mai corectă și cinstită din punctul meu de vedere de a construi filmul, pentru că nu e un film care să aibă e un film care nu i-am găsit o formă clasică, o narațiune cu cap și coadă, cum se spune. Și atunci e mai mult un șantier, e mai mult un carnet de note, dacă vrei. Fragmentar. Da, dar asta nu înseamnă că, din punctul meu de vedere, nu are... E ca un colaj, de fapt. Și un colaj funcționează atunci când, când te uiți la întregul desen, la întreaga operă, să zic așa, nu doar la fragmente, pentru că așa sunt foarte multe reproșuri pe care le-am legate de anumite scene, de anumite lucruri și la care nu pot să răspund decât prin a spune că ele, chiar dacă sunt neinteresante sau neplăcute sau aparent ratate, își găsesc, din punctul meu de vedere, cel puțin asta e o speranță, își găsesc sens în momentul în care filmul se încheie și îl poți și l-ai văzut întreg. Ca atunci când dacă te uiți la un colaj, de pildă, e stupit să te uiți în colțul din stânga al colajului și să spui, dar aici e o unghie decupată de nu știu unde, al cărei sens îmi scapă. Nu, colajul își vedește semnificațiile văzându-l în întregime și analizându-l în întregime, nu doar în părțile lui componente. Alminter, din punct de vedere narrativ, aș zice că e chiar simplu și că are, ca în gimnaziu, introducere, cuprins și încheiere. Evenimentele sunt în succesiune firească, vreo câteva
zile, ne închipuim, din montarea unui spectacol de reconstituire istorică finanțat de nimeni altcineva decât de Primăria Bucureștiului despre masacrul de la Odessa. Vezi Primăria Bucureștiului în stare să finanțeze un astfel de spectacol sau deja l-a finanțat pentru că l-ai montat tu în film? Într-un vers se poate spune asta, da. Iar relația noastră cu primăria, în afară de momentul pe care l-ai pomenit la început, care a și dus la o serie de dialoguri între noi și viceprimarul Bădulescu, destul de dure, dar în cele din urmă am fost lăsați în pace și colaborarea cu Primăria București, să recunosc că a fost foarte bună. Și cred că e foarte bună în general, cel puțin până acum, echipele de film, din câte știu, n-au avut mari probleme cu primăria. E o colaborare care trebuie menționată, o colaborare bună. Nu, cred că primăria, din ce văd acum, finanțează direcția în care merge toată politica românească și nu numai, și anume de naționalism ortodoxist apăsat. Naționalism ortodoxist, care e, dacă citim cartea asta lui Oliver Jens Schmidt, România de la 1918 la 2018, e firul roșu care traversează istoria noastră. E recurent, inclusiv comunismul. A avut o perioadă denumită de cunoscător drept național comunism. Asta la ultima. Ceaușescu în sus, practic. Exact, da. ultima parte. Întorcându-mă la film, am tot zis aici, a zis Filip, ai zis și tu, reconstituire istorică. Totuși, e un mic moment în film la care mie mi s-a oprit un pic respirația, și anume, în timpul reconstituirii istorice, una dintre victime încearcă să fugă. Încearcă să fugă pentru că probabil așa era scenariul. O oprește publicul real din viața reală și o împinge înapoi. Oprește un amestec din public, din figurație și public, oameni care treceau pe acolo și care aici n-aș fi... Aici eu cred că lucrurile sunt pe muchie, pentru că cumva una e când e pe bune și alta e când e un fel de joc. Când sigur știi că e sau poate, o filmare, adică. Sau că vezi că e un fel de spectacol, lumea nu știa cine trecea pe acolo, știa exact ce e. Asta e întrebarea. Care era semnificația momentului ăla? Dacă era vreuna, sigur. Pentru mine asta era, dar totuși e în interiorul filmului, adică nu m-aș apuca să, sau n-aș apăsa pedala în a spune că oamenii din jurul ăsta ar face și în realitate. Eu cred că asta face și în realitate, dar nu cred că filmul spune asta în secvența aia. Cred că e pe muchie, cum e tot spectacolul ăla, de fapt, e pe muchie. La fel ca și aplauzele din final, mare parte era de figurație, dar o altă parte erau oamenii opriți pe acolo și evident când au început să aplaude cei din figurație, au aplaudat ceilalți. Ne știm foarte clar ce, pentru ce, cine, cum. E și asta un semn de întrebare de cât de ușor poți manipula, de fapt. E foarte simplu. O mulțime pare mai ușor de stârnit decât un om. Da, sau la fel de ușor. Scena aceasta prelungită a reconstituirii propriu-zise, aș zice că e în mare măsură punctul culminant al acestui film. Până acolo însă ne împiedicăm, între altele, de conul, domnul, maestrul, iată, mi-a ieșit un maestru, Dabija, într-un rol, aș spune, de mare inchizitor, păstrând cumva proporțiile, chestionând pas cu pas toate presupunerile, toate certitudinile, toate dorințele regizoarei implicate în această Dacă îmi permiți o paranteză, Filip, și mă opresc repede, mare inchizitor, cum zici, dar deloc stupid. În general, în România... inchizitor nu era deloc prost. Nu. În România, rolul celui care oprește un act de cultură e interpretat și în realitate și în ficțiune de tot felul de tâmpiți. Ei bine, ăsta nu este și un tâmpit. Și Dabija, a zis, ce bine era să avem și noi ăștia la cenzură în anii 80 care să fie așa. Exact, la aia mă referam. Bun, Alexandru Dabija în rol de cenzor dar inteligent. Dar aia care a lui depinde, el a băgat acolo, spunându-mă, era unul la Piatra Neamț sau nu știu unde făcea spectacole și care venea și când ajungeau la discuții despre de ce scenaia, dar scoateți aia, nu știu, din când în când ridica brațul și spunea, vă în gură, stimați oameni de cultură. Sare în ureche absolut în film la un moment dat, da, și chiar cred că e cumva filmat din spate zicând așa în barbă, cu aproape ură, cu dispreț în orice caz, spune domnul Dabija treaba asta. Întrebarea fiind,
în ce măsură chestionezi prin personajul acesta al domnului Alexandru Dabija și prin personajul regizoarei, chestionezi propriile tale cunoștințe, propriile tale cercetări, propriile tale adevăruri despre Holocaustul românesc până la urmă. Și nu atât despre Holocaust, a zice, cât despre demersul de a face un film pe tema asta. Și mă bucur că ați adus asta în discuție, pentru că, de adevăr, e un punct important. E, de fapt, tema secundară a filmului, dacă vrei. Odată e foarte mult dialog și am vrut să fie un film făcut cu dialog și cu multe elemente care sunt considerate tradițional necinematografice, nu doar dialogul, dar și fotografii, fel de fel de alte lucruri care apar în film. E explicit teatral la un moment dat într-o replică a regizoarei, a Ioanei. Dar asta pentru eu cred că cinemaul poate să integreze mult mai multe lucruri decât o face în mod convențional. Și doi, sigur că în momentul în care faci un film de tipul ăsta, de fapt orice fel de film, dar mai ales un film de tipul ăsta, apare întrebarea, dar de ce, dar care e sensul, dar ajută pe cineva, dar nu cumva vrei să te pui pe tine în valoare. Dar de ce peste... acum, etc. De ce acum? Da, chestia care este parți, adică e în mod fundamental o problemă, e la fel ca așa numitele, pe mine mă îngrozește ideea că există departamente de Holocaust Studies foarte multe universități din lume. Sigur că mi se pare important pe de-o parte, pe de-altă parte e foarte... Când te gândești un pic mai dintr-o parte, zici, băi, fratele meu, totuși au fost omorâți niște milioane de oameni și acum pe chestia asta sunt unii care trăiesc foarte bine, au cariere, doctorate, pensii și așa mai departe. E îngrozitor, uneori poate că e foarte cinic, pe de-altă parte nici nu știu ce altceva se poate face în afară de a comenta lucrul ăsta și de a-l discuta și de a încerca să înțelegi din el cât mai mult, în așa fel încât poate ceva din ce înțelegi sau ce cercetezi, poate să-ți fie de ajutor în a nu cădea tu însuți într-un mecanism atât de simplu de a ajunge la omoră pe cineva nevinovat. Adică nu știu dacă are sens, dacă ajută. Habar n-am. Dacă ne uităm totuși la Europa Occidentală contemporană, pare să ajute într-o până la un punct. Într-o oarecare măsură, da. Nu știm ce o să urmeze. Filmul are o cheie ușor comică, așa, dincolo de subiectul teribil, teribil de serios. Curiozitatea mea e dacă te-ai duce cu el la Odessa. L-am trimis la festivalul de film de la Odessa și l-au respins, așa că... L-au respins. Da. Cu o explicație? Nu. Nu e neapărat necesar ca atunci când un festival respinge un film să și explice de ce o face. Nu, au pățit-o mulți. E un festival la care filmele mele anterioare au fost, nu e așa? Da, e întrebarea mea avea un mic skepsis. Am fost la Odessa acum niște ani, nu recent, dar am fost la Odessa. Românii, cu accentul românesc, nu neapărat românii, încă provoacă neplăcere acolo. Oamenii întreabă dacă nu te recunosc imediat, dacă nu-ți recunosc, vor să știe dacă ești moldovean sau român și dacă ești român nu e tocmai bine. Nu-ți face nimeni nimic, sigur. Odessa e un oraș minunat, invit pe toată lumea să se ducă să-l vadă, dar ai acest sentiment de nelalocul tău acolo. Mai ales pentru bătrânii din Odessa. Asta, dacă e legată de invazia... E cu siguranță noastre... printre bătrâni. Tinerii nu au nicio treabă. Se poate, da. Se și de asta eram curios dacă filmul ar avea loc într-o sală de cinema în Odessa. Cred că ar avea. S-ar putea să fie niște proiecții la un muzeu din Odessa, dar încă nu știu... Încă... Nu știu. Bun. Vorbesc Veronica Lazăr și Andrei Gorzo într-un eseu foarte bine documentat și foarte bine argumentat din revista Vatra despre un modernism adus la zi în acest film. Mi este indiferent dacă în istorie vom intra ca barbari. Și evident, întrebarea ar fi dacă ai plecat la drum cu gândul ăsta, vreau să mă joc un pic cu formula lui Godard, să spunem, sau dacă s-a legat, cum spuneai, din mozaicul ăsta de întâmplări aduse la oaltă. Cred că sunt alte explicații, cel puțin atâta cât îmi dau seama. Una e legată de o necesitate, și anume
cinematograful are, ce are foarte puternic este un sentiment de real pe care îl oferă, adică în momentul în care vezi o imagine video, și cu asta se ocupă și de televiziune, așa mai departe, în momentul în care vezi o imagine filmată, sentimentul de viață adevărată, deși acolo e foarte, e o convenție și sunt niște procese fizice, chimice, electronice, e o făcătură foarte mare, dar în același timp, pentru că există un oareșcare raport cu realitatea, foarte chestionabil, dar nu intrăm acum în discuția asta, cinema oferă iluzia vieții reale, să zic așa. Și atunci filmele de cinema sunt făcute în mod tradițional în a încerca să construiască cât mai credibil această iluzie, acest sentiment că ceea ce vezi în imagine este, dom'le, așa e, e ca în viață, e... Ei, barbarii nu sunt asta. Nu, dar nici filmele mele anterioare nu sunt, pentru că în momentul în care am ajuns să fac Aferim, de fapt, te izbești de o problemă. Vezi actorii aia contemporani pe care îi știi în niște costume tâmpite și pare ridicol să încerci să spui, uite, așa a fost, hai să creăm acum senzația de viață de secol 19 sau, în fine. Și din necesitatea asta de a găsi o altă formulă, din a spune, băi, eu nu pot să fac chestia, adică eu nu pot să reconstitui lumea aia și să pretind, domnule, am reconstituit totul exact așa cum a fost, pentru că conceptul în sine de reconstrucție e foarte problematic și, doi, cred că nici nu se poate. Deci a fost odată o necesitate. Și, doi, probabil că e o problemă de îmbătrânire, poate, a mea ca spectator. Cel mai foarte, foarte greu, aproape imposibil, îmi e să văd un film care, cum se zice, ne spune o poveste mișto, bună, cu cap și coadă, cu actori minunați, cu stil formidabil. La sfârșit rămânem împreună. Da sau nu? Nu. Problema e cu acest cinema tradițional. Am o problemă ca spectator în sensul că sunt plictisit. Plictisit. Ca spectator. Aș vrea să văd un film care să nu fie doar o experiență emoțională, să zic așa, ci și una intelectuală, una care să spună mintea la... Că veni vorba de reconstrucție și experiențe intelectuale. În film se râde un pic amar așa de un alt film. De un film în care este un pic glorificat așa Mareșalul Antonescu. Curiozitatea mea e de ce, și nu e numai despre tine sau filmele tale, ci despre toate filmele românești din ultimii 30 de ani, de ce nu există portrete oneste ale oamenilor ăstora despre care vorbim și când nu vorbim despre ei? Ceaușescu, în film vorbesc, Ceaușescu, Antonescu, Zelea Codreanu, care mi se pare un personaj extrem de dificil. De ce nu încearcă nimeni să facă lucrurile astea? Îmi pui o întrebare la care nu pot răspunde eu pentru ceilalți. Ți-ai pus vreodată problema? Da, mi-am pus problema de exemplu de ce perioada asta, anii 40, n-a fost explorată de nimeni din colegii de generație sau mai mari sau mai mici un pic. Dar n-am o explicație. Nu, adică de o parte a spectrului ideologic, dacă vrei, sau eu, cum vrei, artistic, există filmul care îl mângâie așa pe spate pe Mareșalul Antonescu. Nu există filmul care să spună, stai un pic, că mai avea o față omul ăsta, sau uite, asta e fața. Știi ce? Cred că mai e mai e un aspect. Odată că să faci biopicuri din astea, cum spui tu, sentimentul meu e că majoritatea sunt ratate. Majoritatea filmelor de felul ăsta sunt, în afară de câteva care sunt foarte speciale, dar eu nu aș face un biopic. Mi se pare un gen total neinteresant. Unul la mână. Doi la mână, există la generația mea de cineaști un refuz uneori violent a ceea ce se numește film politic. Nici mie nu-mi place. Eu de fapt nici nu consider că filmul pe care l-am făcut e politic. Nu, dacă, nu mai mult decât altele. Și ca spectator am voie să-l consider politic, da? Da, dar el nu e mai politic sau mai puțin politic decât alte filme. Am avut discuția asta cu Sandu Dabija, de pildă, care are aceeași, mă rog, nu o respingere, dar nu, el zice, eu nu fac teatru politic. Și spun, da, Sandu, ai făcut Duelul după Cehov. Da, zice, acolo e despre dragoste, adulter, nu știu ce, întrebările eterne. Zic, bun, ia tu spectacolul ăsta și du-l în Arabia Saudită. Și devine politic brusc. Și dintr-o dată vei vedea că, de fapt, ceea ce e o simplă poveste de dragoste, nu e chiar așa. El e la fel de politic ca filmul pe care l-am făcut. Sau orice alt film românesc, la care cineastul spune nu e nimic politic. De fapt, e foarte mult acolo, doar că fiind vorba de un background deja general acceptat, el nu se mai vede ca atare.
când Hitler ardea picturile expresioniștilor, o făcea știind foarte bine că era un potențial politic, deși nu era nimic acolo. Ce era până la urmă? Doar niște desene cu niște culori, niște picturi colorate fantezist. Nu, eu mă gândesc așa, că dacă îi lăsăm unui Sergiu Nicolaescu, să spunem, această mare bucată de artă, no. Dacă lăsăm pe el să creeze convingeri, oare e ok să ne supărăm ulterior că oamenii cred ce cred zilele astea și vedem că se întâmplă ce se întâmplă, inclusiv acest referendum care e în pragul căruia ne aflăm acum? Ba da, tu ai dreptate, vorbim de un fel de responsabilitate colectivă a artiștilor, să zicem, da. E un punct de vedere bun. Eu ies totuși bine. Da. Deci intra mai pe ilalți. Și mai e... Eu mă întorc la mozaicul care e filmul Teo, văd că are diverse probleme de ordin social, politic, economic și așa mai departe. Mai e o treabă care se poate să, nu știu, să-mi fie atras mie atenția. E o topografie a centrului Bucureștiului acolo, de care destul de multă lume s-a ferit în cinematograful de după 89. Tu ai În cea mai fericită fată din lume, 90%, 80% din film se petrece în Piața Universității. Da, spunea da. Iulia Blaga la un moment dat că ar putea fi considerat Cea mai fericită fată un studiu asupra felului în care cade lumina în locul acela. Acum da. Te muți în alte două locuri emblematice ale Bucureștiului, Muzeul Militar Național și în Piața Palatului, evident. Mă bucur că ai observat asta, că mi se pare că e de discutat și sigur că e o observație foarte mică, poate, sau prea subtilă, pentru că Cea mai fericită fată din lume, care era legat de turnajul unui spot publicitar, unei reclame în Piața Universității, mi s-a părut interesant să creez acest contrast între trivialitatea maximă, dacă vrei, a libertății economice, care e stupiditatea maximă, poftim reclama, și locul unde s-a început revoluția, știi, să fie într-un fel o oglindă nearătată, adică legătura nu e arătată, dar pentru cine nu știe e explicită, deși dar e un cadru cu o cruce de acolo, cu eroii din 89, în fine. Da, iată o încărcătură politică a unui film al minteri da, absolut, de familie, absolut, dacă absolut, vrei. Da. Iar în cel de acum am încercat și aici mi se pare că e o nereușită a filmului. Am vrut ca fiecare cadru aproape să aibă în background niște elemente din anii 40. Fie că vorbim de cărți, de picturi, afișe și așa mai departe în interioare, fie că vorbim de uniforme, fie că vorbim de muzeul militar unde sunt toate perioadele cu fel de fel de exponate, fie că vorbim de stradă și am căutat locurile unde să existe clădirile din perioada aia și ele să chiar să însemne ceva. Depinde de un moment tot așa nemarcat explicit în film în care regizoarea jucată de Ioana Iacob se oprește și face o poză la Teatru Casino Victoria, după care iese din cadru. Te întrerup pentru o secundă. Când am văzut împreună filmul, se dă așa Teo spre mine și îmi spune: Legația Germană. Mă dau înspre Teo și îi spun: mulțumesc, știu. Exact, da. Nu s-a putut abține. Asta odată, da. Iarăși, ramă în ramă, este rama telefonului mobil cu care Ioana fotografiază legația germană, până la urmă punctul zero al nazismului țambalagit adaptat aici la noi. Relației noastre cu Hitler, da. Și apoi Biblioteca Centrală. Biblioteca Centrală, iarăși, cu o fotografie celebră a lui fotograf german care a făcut poze aici, în fine. I-am uitat numele acum. Și că toate sunt Willy Prager, cumva? Exact, da. Toate sunt niște locuri importante pentru fascismul, nazismul, antonescianismul perioadei ălei. Adică toate mitingurile mari legionare, dacă vezi filmele de la ANF, se țineau acolo. Discursurile lui mareșalului Antonescu erau acolo și așa mai departe. Există o excepție și cu siguranță există și altele, dar una de care știu eu, platoul din fața Patriarhiei actuale cu altă topografie la acel moment. Cu septembrie 1940, exact, cu statul fost legionar, acel sigur. Imens, acea imensă manifestație publică. Da. Dar iarăși, vedeam ramele acestea, iarăși semnalizez: oameni buni, vă uitați la ceva care a fost așezat în altă ramă. Citesc bine intenția acestor cadre sau...
Da, pe de-o parte asta, pe de-altă parte de a marca faptul că niște urme ale acelui trecut există, sunt printre noi, adică e simbolic, adică nu spun că faptul că există legația germană, clădirea legației germane înseamnă ceva real, dar din punct de vedere simbolic înseamnă ceva, faptul că trecem zilnic pe lângă ea. Clădirea e acolo, te dai cu bicicleta pe lângă ea, exact, pe calea Victoriei, exact. Absolut. Treci prin pe piața Palatului, acolo unde Raș Bogdan se plânge că fai pe Palatul Regal să se proiecteze svastici, dar n-a fost nicio problemă atâta timp. Acum, știi? Dacă tot vorbim de legația germană, istoria are un oarecare simț al umorului. Acolo era era în anii 90 fanclubul Michael Jackson, în clădirea aia. Trebuie să spun și lucrul ăsta. Ok. Și încă un element de noutate semnalizat de o prietenă feministă, după ce am fost la premiera a Barbarilor, ne așezăm la o masă, schimbăm două, trei vorbe și îmi spune, domnule, cred că e primul film românesc de după 89 în care posibilitatea ca eroina, ca Ioana, să fie rămas însărcinată nu este o tragedie și nu antrenează tot restul filmului. Da, nu mai țin minte când am scris scenariul de unde pornise, de la ce observație pornise scenariul însuși conține niște rămășițe din alte tentative nereușite de scenarii, dar am păstrat până la urmă, deși n-are rol dramaturgic, apropo de ce ziceam mai devreme și multă lumea zice, scoate chestia aia, tâmpenie, n-are niciun sens acolo, sau vrei cumva să bifezi și faptul că personajul spune sunt feminist, adică, deci vrei să ești bine, corect politic, să fii corect politic și cu chestia asta. Ori, în mintea mea, la fel ca și scenele de nuditate pentru care filmul a fost atacat mișcolo, multă lume a zis, măi, chiar nu vreau să-i văd penisul lui Șerban Pavlu. Cer scuze pentru Pavlu, mie mi s-a părut că e foarte bine, adică... bun, cum mi s-a părut lui? El e ok, actor profesionist și foarte talentat. Absolut. Și normal la cap, nu e nici pudibon, nici creștinopat. Bun, acum povestea cu sarcina personajului era strict, dacă vrei, un element care iarăși era parte din acest colaj, din a crea imagini în sensul Eisenstein, care vorbea de montaj de atracții, care vorbea de a pune alături în montaj imagini care n-au o legătură una cu cealaltă, dar care prin ciocnirea ceva lor în montaj creează o idee nouă. Și aici e la fel, scenele cu, sau mă rog, povestea gravidității personajului principal e legată de, ea trebuie pusă în relație cu ceea ce se întâmplă în restul filmului. Unde se face de exterminare în masă, de crime în masă, masacre, reconstituiri și așa mai departe și o poți interpreta în foarte multe feluri. Pentru mine e de fapt doar în a marca într-un anumit mod, dacă vrei, problemele mici pe care le are un personaj, mai mult sau mai puțin burghez, să-i spunem, uh-huh, în raport cu problemele mari de care se ocupă. Problemele subistorice. Dacă vrei, da. Mă gândeam la fel ca și nuditatea. Personajele sunt goale și vorbesc despre Holocaust și evident asta ar trebui să creeze în mintea spectatorului un raport cu imaginile, clișeul pe care avem despre lagărele de concentrare și despre care știm că sunt greșite. Pentru că esența Holocaustului în Auschwitz n-a fost grămada de cadavre împinse cu buldozerul pe care o avem cu toții în minte, ci camera de gazare, care n-a fost filmată niciodată. Morții, cei omorâți și împinși cu buldozerul la intrarea aliaților erau morți de tifos. Asta mai are și semnificația cumva coborârii din discursul oficial. Cred că și la asta. Și asta, sigur. E o operă deschisă, aș zice, în sensul lui Umberto Eco, dacă pot cita cu nesimțire. Și da, e deschisă, e cât se poate deschisă la interpretări și voit așa. Trăgeam înspre această parte a filmului discuția pentru că poate mi se pare mie, nu știu, sau poate nu-i decât o interpretare a unui spectator, momentele în care într-adevăr tragi cumva privitorul de mână sunt exact acestea în care într-o situație sau alta concentrezi camera pentru minute bune asupra unor imagini cu evrei spânzurați la Odessa, cu evrei asasinați la Iași în timpul pogromului, cu evrei în Lituania, dacă am reținut bine într-o în Letonia, filmare. De fapt, dar personajul face o greșeală și am păstrat-o. Exact.
și așa mai departe, după care la ceva, la 10 bune de minute distanță, închei filmul cu acele spânzurători în care pe fundalul Palatului Regal stau niște manechine, niște momii. Da, da, da. E, prima dată când am văzut filmul, m-am uitat, spuneam cuiva astăzi, ca marmota, uite aia, uite aia, uite aia, încep să faci. A doua oară când l-am văzut, am ieșit de așa, două ori? Da, am ieșit cu o combinație de revoltă și de neputință, ceva de felul ăsta. Da, tot filmul e construit de fapt pe aceste legături între trecutul respectiv și urmele rămase de acolo, urmele pe care le putem accesa astăzi, cum ar fi cât o fotografie, cât un film de arhivă, o mărturie și așa mai departe. Toate lucrurile astea din trecut sunt puse în legătură cu lucruri din prezent și acum, nu știu de cât tu vorbești de furie și neputință. La a doua vizionare. Da, da, nu știu, da, da, neputința există pentru că până la urmă orice ai reuși pe, în domeniul ăsta, oamenii nu pot fi aduși înapoi la viață, deci orice discuție, de aici și întrebările alea nu e inutil, habar n-am. Deci odată ce discuți tema asta, neputința nu poate fi decât în centru demersului. Puneam în strânsă legătură... Ridicol să fie altfel. Puneam în strânsă legătură, iarăși s-ar putea să fie nimic altceva decât o idiosincrazie, felul în care e demonizată în aceste momente, în aceste săptămâni, o întreagă categorie socială în România. E atât de ușor până la urmă. Nu doar că e atât de ușor, pe mine, apropo de acest referendum care nu va avea succes. Chiar dacă va trece, zici? Nu cred că va trece în sensul ăsta. Sunt mai multe lucruri care pe mine mă revoltă. Faptul că o mare întreagă, că biserica intervine în spațiu public acolo unde nu are ce să caute, adică încercând să facă legi acolo unde treaba ei e cu totul și totul alta. Dar nu asta mă revoltă cel mai tare. Nici ura sau homofobia despre care știam că există în societate. La un nivel, cred că mai mic decât în anii 90, totuși eu am făcut liceu în anii 90 și eram cu toții homofobi. Toți trei am făcut liceul în acei ani, știm cum adică era. Da. Râdeam de ideea de poponari, era ceva așa de... Bun, deci cred că societatea a evoluat într-o măsură destul de mare. Nu mă deranjează nici măcar faptul că PSD, Dragnea, nu știu, încearcă să capitalizeze referendumul și să fie o perdea de fum în spatele căreia se ascundă diverse lucruri. Nici măcar faptul că încearcă să-l fraudeze nu mi se pare atât de grav, cât pentru mine cel mai îngrozitor lucru e să văd oameni, fie din braț la mea, fie la care mă putea raporta ca la niște oameni cum să spun, apropiați într-un punct de vedere, și anume intelectuali, care vin și susțin chestia asta. Oameni cărora le e ușor să facă rău? Nu cred că e așa. Să știi că, uitându-mă aseară la discuția asta dintre Claudiu Turcu și Mihail Neamțu, să zicem, Neamțu a zis ceva la un moment dat care mi-a deschis o direcție de... E o speculație, dar cred că e ceva adevărat. Neamțu a sărit cum sare de fiecare dată, spunând, știți ce, noi suntem noi, adică el și Papa Hagi, noi am scris niște cărți, noi am scris cărți, suntem cineva. E, dintr-o dată, aici e ceva important de spus. Oamenii ăștia, mare parte din ei, au scris cărți, dar ei și au făcut studii, mulți din ei, în Occidentul, pe care aparent îl detestă acum pentru deschiderea lui și pentru valorile lui, au făcut doctorate, masterate, nu știu ce, dar ei de fapt nu există în cultura pe care o admiră, în cultura occidentală. Ei, foarte mulți dintre ei există cu greu în cultura locală. Nici în cultura locală. Te duci într-o librărie din Franța sau din Anglia, îl găsești pe Cărtărescu, dar nu găsești o carte de Papa Hagi sau de Baconski, în ciuda doctoratelor lor. Ori eu cred că ei trebuie să admire Occidentul pentru că singurul lor, în provincialismul lor, singurul mod în care își pot defini valoarea este pentru că au acum 30 de ani un doctorat în Occident, dar în același timp trebuie să-l urască pentru că Occidentul ăla i-a respins ca intelectual după aceea. Ei nu există. Ceea acolo. Ce nu s-a întâmplat cu cinematograful românesc. Ce s-a întâmplat cu cinematograful? Sub nicio formă, ba dimpotrivă.
Și de aici frustrarea asta, eu asta cred că e în cazul lor. Dincolo de faptul, și că trebuie să terminăm, că Hannah Arendt amintea capacitatea intelectualilor de a găsi pentru lucrurile cele mai abominabile niște teorii foarte, foarte, foarte bine puse la punct și foarte bine articulate. Sau în orice caz spuse cu convingere. Hannah numită în film Palindrom Arendt. Da. Aș încheia, domnilor, cu o poveste din alt interviu al tău, foarte pe scurt, dar care mi se pare covârșitoare în condițiile date. Povestește Radu într-o discuție cu Iulia Blaga despre actorul Rudy Rosenfeld, care a murit vara aceasta și care joacă, are un rol mititel în acest film, care asculta Politicos la o filmare cum un alt actor îi explica ce om minunat a fost mareșalul Antonescu și cum sunt lagărele din Transnistria o invenție și așa mai departe. Vă povestise Rudy cum a trăit 4-5 ani în lagăr, pe când era copil, cum s-a întors în 45 cu grave probleme de sănătate și mi-închipui cum a fost traumatizat o viață întreagă de acest lucru. La care întrebarea firească a ta, evident, este, păi și de ce ești atât de calm și nu ripostezi? Nu, a doua zi nu este ziua aia, a doua zi, băi Rudy, dar nu se poate, adică tu ne spui una nouă și îl lași pe tâmpitul ăla să vină și să țină un discurs negaționist într-una și nu zici nimic? Iar răspunsul lui Rudy mi s-a părut cheia, una dintre cheile acestui film. Păi ar trebui să fac asta zilnic, n-are niciun rost. Da. Așa e. Ce acum, dacă... Și să nu uităm totuși în încheiere că una dintre cele mai cunoscute firme de turism din România se cheamă Marshall Turism. Radu Jude, îmi este indiferent dacă în istorie vom intra ca niște barbari. Mulțumesc! Mersi și eu! Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine!